Să ne rugăm lui Dumnezeu. Domnul nostru și Dumnezeu nostru, ne plecăm înaintea Sfințeniei Tale cu recunoștință și respect. Pentru că ne-ai mai dat o nouă zi în care să stăm înaintea Sfinței Tale. În care să căutăm părtășia cu Tine și unii cu alții. Da. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi vrei să ne înveți, să ne îndrum, să ne călăuzești, să ne arăți ce trebuie să scoatem afară și ce să punem în locul curat. Te rugăm, Doamne, să ne dai putere să luăm aminte la Scriptura pe care o vom avea în față. Amin. Să putem să spunem, Doamne, lucrează în viața noastră. Amin. Și dă-ne putere să lucrăm și noi la alergirea Împărăției Tale. Amin. Astăzi suntem înaintea Ta pentru că Duhul Sfânt a fost gata să vină pe pământ și să continue lucrarea lăsată de Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne. Binecuvântăm și onorăm numele Tău de Dumnezeu, de Tată, de Fiul și de Duh Sfânt. Amin. Și îl înălțăm și astăzi. Amin. Vino în mijlocul nostru. Amin. Și lucrează în viețile noastre prin Duhul Tău. Pentru Amin. Că Tu, Doamne, ești Dumnezeu care meriți toată închinarea noastră. Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. 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 Vă rog să ocupați lucrurile. Samuel a venit la mine dintr-o dată așa speriat și disperat că e singur. Și am zis, hai la amvon și dictezi tu cântările. Acum mă trădez un pic. Dar mai e și aici, și Andrei, uite, putea să vină. Eli urmează, vine din spate. Ca să nu fie stresul prea mare, am spus, mi-asum această lucrare. Aș dori să începem cu cântarea de la numărul 170, care vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu, despre dragostea Lui. Pentru că dacă suntem aici, și dacă suntem ceea ce suntem, suntem datorită îndurării și dragostei Lui. Cântarea de la numărul 170 spune, iubirea Lui e mult prea mare. E așa de mare că nu o putem înțelege, nu o putem pricepe. Iubirea Lui
cântarea de la numărul 424. După ce te uiți la Dumnezeu, cum este El, poți să ai o părere corectă despre tine. Dumnezeu ar trebui să fie reperul nostru. Nu oamenii, nu alți predicatori, nu alți învățători, ci El. Ca să avem o perspectivă corectă asupra vieților noastre. Cântarea spune: sunt un bulgăr de nimic. Creangă spunea: sunt un boț de tine. O humă însuflețită. Dacă Dumnezeu se îndură de noi, e un har extraordinar care noi îl facem. Fără El nu putem să facem nimic. M-am uitat și la fratele Bogdan ieri dimineață și l-am văzut și am simțit zbaterea care este în el. Ca să înțeleagă și să spună, fără El nu putem face nimic. Suntem activiști. Cu El, în schimb, putem merge mai departe. Și putem primi puteri de sus. Sunt un bulgăr de nimic. Sunt un strop de rouă în soare. Dar cu cât mă văd mai mic, cu atât Tu, Dumnezeule, vezi mai mare. Good.
183 în Scripturi, traducerea Cornilescu. Iată ce spune această Scriptură minții și inimii noastre. Sfințiți-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Amin. Când Dumnezeu și-a început lucrarea de creație, și subliniez cuvântul acesta, de creație, a început prin a pune bază, a creat lumea aceasta cu tot ce este pe ea, ca să poată să susțină viața. Și apoi a trecut la următoarea etapă. L-a creat pe cine? Pe om, care spune Scriptura, l-a creat după chipul și asemănarea lui. Adică cel puțin să aibă și această latură a creativității, să poată să continue, să creeze. Acum oamenii au ales să creeze și bune și rele. Dar avem în noi, ca și coroana creației lui, această trăsătură, creativitatea. Putem să creăm. Și Dumnezeu l-a făcut pe om, parte bărbătească și parte femeiască. Și astfel a ajuns la o altă etapă în creația lui. A ajuns la familie. L-a creat pe om, a creat familia. Și a spus Dumnezeu, când sunt mai multe familii,
adunate la o altă, să formeze și biserica. Și biserica a luat ființă atunci când Duhul lui Dumnezeu a hotărât să vină în lumea aceasta și să se manifeste, să se arate, să-și arate puterea în viața unor oameni slabi și fricoși. Pentru că Scriptura ne spune că ucenicii erau toți pe ulițe și făceau evanghelizare. Așa e, George. Așa zice Scriptura. Unde erau ucenicii? Fricoși? Zăvorâți în case? Baricadați acolo? Și vine Duhul Domnului. Și parcă se vede acea explozie extraordinară în viața lor. Când, datorită Duhului lui Dumnezeu, prin predica lui Petru, prin predica unui om, se întorc la Dumnezeu 3.000 de bărbați. Câți locuitori are Trunca? 2.800 în mare. Cu căuași cu tot, nu? Să se pochească și Turca și căuași din plata. Cam puțin am spus la mine. Dumnezeu a hotărât să își arate puterea atunci când a creat lumea aceasta. Când l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască. Când a creat familia și când a ajutat și a creat și Biserica lui Hristos. Sunt trei instituții pe care Dumnezeu le-a pus pe pământ. Împotriva acestor trei instituții se duce o luptă extraordinară. Astăzi, neomarxiștii, sau cum vreți să le spuneți, eu îi spun Satana îmbrăcat într-o altă filozofie sau într-o altă haină, vine și spune, bărbații pot să fie și femei, și invers. Pervertesc ceea ce Dumnezeu a lăsat. Pentru că asta face cel rău. Distruge și pervertește. La momentele de rugăciune, să ne rugăm, în primul rând, pentru cei dragi ai noștri. Să aducă Dumnezeu mântuire. Să aducă Dumnezeu acea eliberare și naștere din nou, pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să o ducă în sufletul unei persoane. Și dacă toți suntem aici, fratele Ionic a avut o idee foarte bună. Să ne rugăm pentru cei care sunt în doliu astăzi. Nu știu câți dintre ei sunt mântuiți. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă cu Duhul lui de viețile lor și să-i mântuiască. Să se îndure de ei. Mama lor, bunica lor, a fost o femeie credincioasă. Să ne rugăm ca și ei să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Și să se întâlnească acolo în cer. Odată. Pentru familie. Să ne uităm la ce vrea să spună lumea, că este familie astăzi. Femeie cu femeie, sau bărbat cu bărbat, sau mai știu ce altă anomalie sau abominație. Să ne rugăm ca Dumnezeu să blocheze aceste lucrări rele. Și să spunem, Doamne, îndură-te de noi. Și noi, ca familie credincioase, să dăm exemplu. Pentru că dacă nu suntem lumină și sare acolo unde ne pune Dumnezeu, degeaba suntem. Să fim exemple. Ca familie, ca soți și soție, ca și copii. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să fim lumină acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru biserică. Uitați-vă la Biserica lui Hristos astăzi. Nu odată am spus și mai spun, pe vremea lui Ceaușescu ne plângeam că nu avem libertate religioasă, așa e? Și era biserica goală? Țin minte că era mic. Și balcoanele erau... La un moment dat spunea bunicul, a fost în pericol să cedeze balcoanele, atâția oameni au fost aici. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează. Și astăzi, cu toată libertatea, suntem în altă parte. Sau alegem să fim în altă parte. Să ne rugăm ca Biserica lui Hristos să rămână curată, în primul rând. Și să fie militantă, lucrătoare pentru Împărăția lui Dumnezeu. Scriptura pe care am citit-o spune, sfințiți-vă inimile și nu hainele. Sfâșiați-vă. Eu am spus, sfințiți-vă pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim altfel. Nu să punem pe exterior accent, ci pe cei în interior. Să spunem, Doamne, ai milă de mine, în primul rând. Curățește-mă pe mine, în primul rând. Ca să pot să stau înaintea Ta și să mă întorc cu fața spre Tine. Aparențele pot fi înșelătoare, spunea cineva, și așa și este.
Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu ca să avem parte de îndurarea Lui. Cum putem să fim așa cum vrea Dumnezeu? Și aici, David, te rog să pui Galateni, versetele care le cunoaștem cu toții, Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Ce caută Dumnezeu la mine? Când se uite Dumnezeu la mine, ce vede? Cum sunt eu? Ce am înăuntru meu? Nu ne uităm la partea negativă, pentru că cu toții o cunoaștem mult mai bine. Partea aceasta care caută Dumnezeu să o vadă la noi. Spune, Duhul lui vrea să rodească în noi ce? Dragoste. Dacă se uită Dumnezeu la mine, vede dragoste în inima mea, în viața mea. Ce mai vrea să rodească Duhul Sfânt? După dragoste ce vine? Interesant, așa e? Putea să fie altceva. De ce e timpurie acolo? Pentru că atunci când ai dragostea lui Dumnezeu în tine, nu poți să fii trist, apăsat, ci ești plin de bucurie. Când te-ai pocăit, cum ai reacționat? Unii au plâns, alții ne-au bucurat, dar cu siguranță am fost și bucuroși în inima noastră. Vă aduceți aminte de acele momente? La unii au fost recent, la alții mai de mult. Dar dacă te gândești, cum ai reacționat atunci când s-a atins Dumnezeu de tine? Îți vei aduce aminte că ai fost plin de bucurie. Ce să mai uită Dumnezeu și vrea să vadă la mine? Pace. Am eu pace în viața mea? Dacă nu spun, Doamne, dă-mi și mie pacea asta a Ta, care întrece orice pricepere. Ce mai vrea să rodească Duhul Dumnezeu în mine? Îndelungă răbdare. Nu, acum ai problema aici cu îndelungă răbdare. Știți că dacă cerem îndelungă răbdare, știți de fapt ce cerem. Știți? Suferință și încercare. Eu n-am fost un om răbdător, nici acum nu prea sunt. Probabil de-aia Dumnezeu îmi dă și încercări și suferințe. Eu știu mai bine. Dar când Dumnezeu se uită la mine, vrea să vadă și îndelungă răbdare, nu numai răbdare la mine. Am eu asta aici, aici. Mai vrea să vadă Dumnezeu în mine ce? Bunătate. Am eu bunătate în mine? E greu să treci peste el și să spui, eu am. Pentru că înaintea lui nu mă pot ascunde. De niciun fel. Am eu în viața mea dorința să fac binele și nu răul? Am eu în viața mea credincioșie, adică rămân eu credincios legământului pe care l-am făcut atunci, înaintea lui Dumnezeu? Am eu în viața mea blândețe? Greu. Foarte greu. De cele mai multe ori e mai ușor să reacționăm violent sau nervos când nu ne convine ceva. Sau când ceilalți nu se încadrează în tiparele pe care noi le impunem. Nu-i așa? Dar spune Domnul, Duhul Sfânt rodește în tine ce? Blândețe. Doamne, am eu blândețe în viața mea? Dacă nu, dăm, te rog, această blândețe. Amin. Se mai uită Dumnezeu la mine și vrea să vadă ce? Înfrânarea poftelor. Opusul ei este îmbuibările și excesele de orice fel. Astăzi, dacă ne uităm oriunde, în stânga și în dreapta, vedem excese la toate nivelurile. La distracție, la ce vreți. Să te simți bine. Chiar și în biserică. Periculos. Aceste lucruri sunt câteva din roadele pe care Duhul Sfânt vrea să le vadă în noi. Și Dumnezeu vrea să le vadă în noi. Și spune Scriptura, împotriva acestora e îndurare, e har. Pentru că dacă le ai pe toate, astea nu te lasă să stai nici leneș, nici neroditor. Ci te determină să faci ceva. Dragostea lui Dumnezeu nu este ceva pasiv, nu este un sentiment. Este acțiune. Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede? Și aici sunt câteva lucruri pe care Duhul Sfânt vrea să le vadă noi, prinzând contur. Dacă nu le aveți, să spunem, Doamne,
Vreau și eu asta. Ajută-l. Pentru momentele de rugăciune. Să venim înainte lui Dumnezeu cu partea fraților și să spunem, Doamne, îndură-te de cei dragi ai noștri. Îndură-te de cei care nu sunt mântuiți. De familia care este în doliu. Dintre cei care nu te cunosc pe tine. Atinge-te de ei și transformă-i. Să ne rugăm pentru familiile noastre. Să fim exemple pozitive. Să fim lumină. Să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos, care nu este numai clădirea din Tulca a Bisericii, sau cea ortodoxă, sau nu știu eu care. Biserica lui Hristos suntem noi, copiii Lui. Să ne rugăm ca Dumnezeu să o țină vie și lucrătoare pentru El. Să ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să se facă simțită în viața și în inima copiilor Lui. Și apoi să ne mai rugăm pentru cei care trec prin prigoare și prin suferință datorită credinței în Hristos. Sunt mulți care își pierd viața, pentru că atunci când sunt întrebați, ești creștin, te lepezi de Hristos și îi spun, nu, sunt omorâți pe loc. Să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, îndură-te de noi mai departe. Împreună cu partea fraților, era să zic de sub balcon, că așa mi-a venit acum aminte, dar de lângă perete, spune fratele Ionică, împreună cu partea fraților, să venim înaintea Lui și să ne rugăm. Ne plecăm înainte, nu rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru că în dimineața aceasta ne îndemn la sfințenie. De aceea,
aceea dorim, Doamne, să ne ajut să ne sfințim în fiecare zi. Amin. Și de aceea dorim, Doamne, să pui roadele Duhului Tău cel Sfânt în noi ca și copii ai Tăi, ca să putem fi degete arătătoare spre Tine. Amin. Doamne, aducem înaintea Ta biserica Ta din locul acesta, dorim să o binecuvintezi. Ne reaprinde în fiecare suflet dragostea din tâi, dragostea după Tine, după prezența la casa Ta, astfel, Doamne, în fiecare zi, să fim niște copii plăcuți înaintea Ta. Amin. Împintează-ne familiile și să mulțumim, Doamne, că suntem ai Tăi și Tu ești Tatăl nostru. Dacă trebuie ce trec în aceste momente prin încercări, Doamne, arată-ți puterea și slava în viața lor și îndreaptă privirea lor spre Tine și dă-le, Doamne, bucuria mântuirii în viața lor. Amin. De acestea te rugăm în numele Sfânt și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Ascultă-ne și rămâi cu noi în veci. Amin. Amin. Vom continua cu cântarea de la numărul 391. Unde voi găsi? Oamenii caută iubirea și nu o găsesc. La Dumnezeu este sursa și acolo trebuie să ajungă pe oameni să ajungă ca să experimenteze dragostea Lui și bunătatea Lui.
sunt aici, Simona din spate. Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur să vă văd și pe la Tunca, să mai veniți pe la părinți. Este bine ca și copiii să avem grijă de părinții noștri. Pentru că Scriptura spune să ne cinstim părinții. Domnul să se îndure de noi de fiecare. Salutăm și pe ceilalți musafiri. Văd și alte, alte fețe. Poate nu le cunosc. Am îmbătrânit. Dar bine ați venit, dacă sunteți musafiri ai casei Dumnezeu. Îndurarea Domnului dorim să fie peste fiecare. Dacă îmi îngăduiți, aș avea o dorință, dacă Miriam vrea să vie la vol, la bunicu, cred că nu vă supărați de lucrul ăsta. Zic, mi-a zis odată, bunule, nu te-ai uitat niciodată la mine. Vedeți ce scump sunt copiii. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și pe toți să-i facă copiii săi. Amin. Vreau să vă spun că fratele Ghiță este plecat la Arad. În zilele trecute am vorbit ceva cu prietenul meu bun, foarte bun, Sandu Curvaș de la Gorbeliu, dar și el e jumătate turcan, anunțai din Turca. Am vorbit cu eu și am spus, Sandu, uite, pe marți dimineața să facem lucruri butare. Zice către mine, Ionică, dacă a fi copilul Domnului. Zic, așa e, Sandu. Așa că ce am planificat nu pot face mâine, că e mormântarea. Și atunci fratele Ghiță a avut de gând să meargă asăt la Ianoșna, dar voia Domnului a fost alta. A murit fratele Nelu Rusu, un frate din Ianoșna, tatăl dirijorului de fanfară. Vă aduceți aminte că noi fanfară de la Aram, Nelu Rusu, așa, tatăl lui. Și tatăl lui dirijor de cor, de fanfară și membru în comitet și activ în lucrarea lui Dumnezeu. La peste 80 de ani Dumnezeu l-a chemat la moștenire și fratele Ghiță a trebuit să meargă la înmormântare la Arad. Domnul să-l binecuvinteze acolo, familia îndoliată să o mângâie. Vreau să vă îndemn, frați și surori, poate puțin direct ne-am rugat pentru familia lui sora Mărioara moșului. Sora Mărioara a murit. E adevărat că dânsa în ultimii ani n-a putut să vină la biserică, stare de îmbolnăvire nu i-a permis, niciunul din familie nu este pocăit. Dar ce-am văzut aseară? Am văzut niște persoane din Bată, din Talboș și din Salonta. L-am văzut și pe fratele medic veterinar Gruia din Salonta. Am vrut neapărat să dau mâna cu dânsul, cu soția. Și am aflat că soția dânsului neam cu sora Mărioara, deci mama dânsei, cu sora Mărioara a botului, erau verișoare. Așa. Și știți ce am observat? Dintre rudenii de la Bată sau de la Talpoș, au avut niște cărți și broșuri și au dat și la Mioara, au dat și la alte persoane și au zis, faină lucru, faină lucru. Și atunci nu-i bine noi să temi, să ne rugăm pentru ei, să se pocăiască, să ruga Domnul Iisus pentru cei ce răstigneau. Sigur că da. Chiar dacă nu ne-am rugat la biserică, dar acasă rugați-vă, frașii și surori, să nu se stingă Duhul de rugăciune. Să ne rugăm Domnul să se îndure de familia sorei Mărioara. Și încă un lucru vreau să spun. Văd că astea, broșurile astea de meditații zilnice, aici am anexă, parcă îs tot pe loc. Cred că mai sunt și la frați și la surori la ieșire. Nu mai sunt la surori. Felicitări, surori. La frați am văzut vineri seara. Îs mai puțini frați. Dar am văzut multe aici, în anexă, tinerilor, nu vă supărați pe mine. Sunteți la școală excepționali, dar
Vreau să vă spun, cartea asta e prima, Biblia și ce e acolo. Luați-le, dați-le la colegii voștri studenți, dați-le la unul nepocăit. Niciodată nu știi cum Dumnezeu poate să lucreze. Deci 160 de exemplare, câte se aduc o dată la 3 luni, frați și surori, aș vrea să dispară rapid din biserică. Rapid să dispară. Nu-i mare lucru să dăm. Nu-i mare lucru. E mare lucru când se duce un misionar și cum a amintit fratele Nelu, ești creștin? Da. Pac! Ala-i mare lucru. Numai comoditatea și moleșala și... E bine. Avem și grătare destule. Așa avem și săl de nuntă și avem tătie le avem. Și spiritual mergem în jos. Domnul să se îndure de noi. Duhul Sfânt să aducă trezire. Avem nevoie de o atingere proaspătă a Duhului lui Dumnezeu și Dumnezeu să o trimită peste noi. Amin. Sora Mariana va avea o poezie. Să vă ascultăm. Rugă de Constantin. Dărâmă, Doamne, tronul îngânfării, în care falnic noi ne-am așezat. Adu iar vremea sincerei smerenii și a gândului curat, nevinovat. Zidește noi de plin făptură nouă. Amin. Și Duhul Tău cel Sfânt fie cu noi. Revarsă peste noi divina rouă a Harului ce naște inim noi. Răbdarea ta atât de minunată, puterea ta ce-ți supune tot, să se arate noi încă o dată și să devină noi totul în tot. Ne spală de nedemn antică întinăciune, de vina sângelui nevinovat, pe care, în lipsă de înțelepciune, prea deseori noi gravnic l-am vărsat. Ne umple iar de bucuria sfântă, de simțul mântuirii pe deplin, din care inima cuprinsă cântă sub influența Duhului Divin. Și astfel să lăudăm în adunare, în plin sobor, mărețul har al Tău, ce ne-a făcut din stricăciuni scăpare, la bine ne-a adus din tot ce-i rău. Dărâmă, Doamne, tronul îngânfării, în care falnic noi ne-am așezat. Adu iar vremea sincerei smerenii și a gândului curat, nevinovat. Zidește noi de plin făptură nouă și Duhul Tău cel Sfânt fie cu noi. Amin. Amin. Thank you.
Florin, nu? O nu mai ascultăm pe sora Florentina cu o cântare. După anunțuri o să cântăm împreună cântare, o să avem și colecta și apoi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. De seară la ora 7, la capelă, este serviciul divin de privechiu. Iar înmormântarea e programată pentru mâine la ora 1, dacă va fi Cuvântul lui Dumnezeu.
Vineri seara de la ora 7 avem până la 8 studiu biblic și rugăciune. Pentru duminica viitoare, serviciile sunt cunoscute dimineața de la ora 10 și după masă de la ora 5. În toate dorim să se facă voia lui Dumnezeu. Amin. Cântăm acum o cântare și o să avem și corina. Cântarea de la numărul 205. Haideți să ne ridicăm și aici. Cântarea de la numărul 205. Astăzi, când auzi glasul lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu-ți împietri inima, ci din contră, cere să se îndure de tine. Cântarea spune, lasă intre soarele și inima ta, lasă-l pe Dumnezeu să se atingă de viața ta, dă voie Duhului Sfânt să producă acea naștere din nou în tine. Către Filipeni, la capitolul 4, și o să citim doar 3 versete. Versetul 4, versetul 5 și versetul 6. 1153 pagina Bibliei în traducerea Cornilescu. Filipeni, capitolul 4, versetul 4, 5 și 6. O să ne rugăm lui Dumnezeu, avem nevoie de lumina Lui, de puterea Lui, de înțelegerea Lui, când e vorba de Scriptură, și vom cere ajutorul Domnului prin rugăciune. Și fratele Iosif Guț ne va conduce rugăciune de cerere înspre Domnul. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă.
blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Da, mulțumim, Doamne. Amin. 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 Da, Doamne. Mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Cred că nu-i greșeală dacă se va porni condiționul. Mulțumesc. Tot mai multe evantare văd că și mie mi-a trebuit. Frați și sorori, n-am citit și cele două versete din Galateni. Le-a citit fratele Nelu și a subliniat ceva în legătură cu fiecare parte din roada Duhului Sfânt, fiecare componentă din roada Duhului Sfânt. Am citit doar aceste versete în care pot spune că două din roadele Duhului Sfânt sunt amintite. Una este bucuria și cealaltă este blândețea. Și în această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea să mă opresc la această roadă a Duhului Sfânt care se numește blândețea. Blândețea, roada Duhului Sfânt. E o virtute creștină. Vreau să vă spun, ceea ce aduc în fața dumneavoastră este o lecție. Nu este o predică de evanghelizare sau predică de mostrare, ci va fi o lecție teologică. Așa e situația când luăm o roadă a Duhului Sfânt, când luăm o fericire sau când luăm alte teme din Sfânta Scriptură. Trei adevăruri în legătură cu blândețea o să avem în această dimineață. Ce înseamnă blândețea? A doilea adevăr important sau principal, aplicarea blândeței sau cum se aplică blândeția, să ne gândim la câteva situații concrete în care aplicăm blândeția sau trăim ca persoane blânde sau dăm voie Duhului lui Dumnezeu ca să manifeste această roadă a blândeței. Și vreau să vă spun că e ceva interesant în Biblie, în legătură cu blândețe, că sunt și niște porunci. Sunt și niște porunci vis-a-vis de blândețe. Și în câteva versete din Scriptură o să luăm aceste porunci și o să le aducem în fața noastră. Ce înseamnă blândețea? Nu iau definiția din dicționar, ci iau ceea ce comentatorii Bibliei, unii pe care i-am consultat, spun în legătură cu blândețea. Ce înseamnă din punct de vedere biblic blândețea? Ne spun comentatorii că, în primul rând, cuvântul acesta de blând, de blândețe, în cuvântul grecesc folosit pentru blândețe, ar fi ideea care înseamnă a fi îngăduitor sau a fi blajin în relația cu semenii. Deci să fii blajin
să fii îngăduitor, spirit de pace, spirit de umilință în relația cu alții. În Scriptură, blândețea nu poartă ideea de slăbiciune, timiditate sau lipsă de respect față de sine. Unii gândesc că a fi blând înseamnă să fii slab. Nu este așa. Când Biblia vorbește de blândețe, nu vorbește de slăbiciune sau să fii timid sau lipsit de respect față de sine. De multe ori v-am amintit de Stanley Jones, misionar creștin, 50 de ani în India. Are niște cărți foarte bune, una Viață din Abundență, tradusă de fratele Zong. Am citit-o de câteva ori și îmi place extraordinar de mult. Vă citesc în două, trei rânduri și în dimineața aceasta din ceea ce scrie acest om al lui Dumnezeu. Ascultați ce spune el despre cei blânzi. Cei blânzi nu sunt slabi. Ei sunt educați, formați, disciplinați, receptivi. Când folosește cuvântul de educați, nu se referă ca toți să aibă facultate sau să aibă un masterat, un doctorat. Nu se referă la asta. Dar se referă la educație biblică, educație creștină, formare biblică, nu formare prin niște studii laice. Se referă la formare biblică, la disciplinare biblică. Și vreau să vă dați voie să vă spun, aici suntem deficitari la capitolul acesta. Nu prea ne place să ne educăm biblic și să intrăm în disciplina Bibliei. Adică să facem ce ne spune Biblia, nu ce îmi place mie, nu ce vreau eu, ci ce ne spune Sfânta Scriptură. Când eram la seminar, deci ce spun astăzi, încerc să exemplific cu ceea ce pot. Când eram la seminar, mi s-a spus că, vedeți dumneavoastră, în lumea noastră se întâmplă fel și fel de lucruri, și credibile, și incredibile. Într-o duminică dimineață, un frate de-al nostru s-a dus la biserică cu tramvaiul. În vremea aceea, mașinile lux erau foarte puține. S-a dus la biserică cu tramvaiul ca de obicei. Când s-a urcat în tramvai, pentru că era aglomerație, a călcat pe un domn pe picior. Nu vrut, dar l-a călcat. Și domnul respectiv s-a întors spre el și i-a dat o palmă. Și fratele n-a zis nimic și a spus, domnule, vă rog să mă scuzați. Așa că vorbă bună. Știți ce s-a întâmplat? Domnul acela care a fost violent, și-a pus ochii pe el și conștiința l-a mostrat. S-a dat jos în stația de tramvai unde s-a dat fratele și s-a dus după el la biserică și a mers la biserică. Și a început să vină la biserică și s-a pocăit. Fratele nostru a fost slab, a fost timid, nu, a fost educat. Biblic, a fost disciplinat, cu alte cuvinte, a fost blând. Deci, într-un sens, aceasta este blândețea. Apoi, frații noștri comentatori ne spun că blândețea este putere, tărie, temperament și sălbăticie aduse sub control. Deci, putere, tărie, temperament și sălbăticie aduse sub control. Și spun comentatorii biblici că aici ar fi vorba de un armăsar sălbatic prins și îmblânzit sau dresat de oameni de specialitate. Și blândețea ar fi asta, acel armăsar
învățat să ia pe el hamul, să fie călărit și să fie folosit, poate în curse, poate la muncă și așa mai departe. Sălbăticie, temperament și tărie aduse sub control. Focul la aragaz îi controlat face bine. Focul într-o centrală termică e controlat și face bine. Dar când nu-i controlat, dezastru. Nu poți să stai în fața focului și în fața apei. În țări din lume, în locuri unde temperatura este foarte ridicată, apar focuri de vegetație. Zeci de mii de hectare de pădure ard pentru că focul nu este controlat. Vedeți? Sau gândiți-vă la apă. Apa controlată, jetul controlat de apă. Odată când eram în America, un meșter mi-a dat acolo, deci a făcut o tencuială cu pietre la o intrare acolo și a doua zi m-a pus pe mine cu un pistol cu apă, cu presiune. Dacă când ai dat drumul, ai simțit reculul că îți trage mâna înapoi și a zis, trebuie să fiu atent. Și dacă ții degetul în fața jetului de apă, ți-l taie. Și am stropit pentru ca piatra care a fost plasată acolo să iasă în evidență și nisip de o parte și de alta să fie dat la o parte. Deci vedeți ce înseamnă un jet de apă controlat. Acum, frați și surori, în viața noastră, blândețe înseamnă temperamentul nostru sau sălbăticia din firea pământească care există în noi să fie aduse sub control, sub controlul Duhului lui Dumnezeu, adică El să folosească acele stări din viața noastră spre slava lui Dumnezeu. Să luăm câteva exemple. Iacov și Ioan au fost numiți Boanerges, adică fiii tunetului. Doamne Iisuse, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer, cum a făcut Ilie, să mistuie pe samariteni ăștia ticăloși. Oh, băieți, voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Vedeți? Sălbăticia din fire. După Rusalii au fost alți oameni, au fost blânzi. Și Ioan când vorbește, fraților, iubiți-vă unul pe altul. Iubiți-vă unul pe altul. Ce se spune despre Saul din Tars? Făcea, știți ce făcea în biserică? Prăpăt. Prăpăt. Furtuni care fac prăpăt. Oameni care fac prăpăt și astăzi. Ei, dar s-a pocăit, s-a întâlnit cu Domnul Iisus și a venit Duhul lui Dumnezeu în el și l-a schimbat. Și ce a devenit Saul? A devenit un apostol blând. Și atunci când de vreo 5 ori i-au aplicat la spate loviturile cu nuiele, dar nu postă mantau, ci la spatele gol. A fost el violent? Nu. A fost blând. Deci, ce înseamnă blândețe în conceptul biblic? În al doilea rând, înseamnă putere, tărie, temperament și sălbăticie aduse sub control. Frați și sorori, sunt sub control nervii noștri, ambițiile noastre, părerile noastre, mințile noastre, puterea din noi e sub control. Duhul Sfânt rodește blândețe, adică ne ține sub control. Domnul să ne ajute. Amin. Ce mai înseamnă blândețe în cultura biblică?
Blândețea înseamnă și modestie. Aici nu fac altceva decât să vă citesc ce a scris cineva despre asta. Blândețea e și modestie. Modestia care nu este indulgentă cu propriile greșeli și slăbiciuni, ci dimpotrivă dovedește sensibilitate față de alții și e foarte atentă pentru a nu trece cu vederea drepturile altora. Foarte interesant. Păi aspre cu propriile greșeli, dar când e vorba de alții, devine foarte sensibilă. Foarte sensibilă la drepturile altora. Aici vreau să vă citesc spre exemplificare ce spune Isaia în capitolul 53 despre Domnul nostru Iisus Hristos, la versetul 7. Isaia 53, cu versetul 7. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. În suferința de moarte Domnului Iisus, Isaia, Duhul lui Dumnezeu prin Isaia subliniază blândețea Domnului Iisus. Mielul, oaia sunt simboluri ale blândeței. Și Domnul nostru a arătat foarte clar în suferința lui faptul acesta. Apoi, blândețea e dragostea adusă sub control. Dragostea adusă sub control. Foarte interesant că până și dragostea trebuie adusă sub control. Și să citim câteva versete din 1 Corinteni 13, de la versetul 4. Dragostea este îndelung, răbdătoare, e plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă, suportă totul. Știți ce este aici? Control. Blândețe înseamnă dragoste adusă sub control. Sub control. Aceasta nu este slăbiciune. Nu este slăbiciune. Dar dragostea adusă sub control. Nu-mi place de cineva, îmi face rău, îl rapt. Dragostea mea pentru el e adusă sub control. O altă idee în legătură cu blândețea. În contextul biblic, blândețea înseamnă să ne punem mereu la dispoziția celor ce se bazează pe noi. Blândețea înseamnă să ne punem mereu la dispoziția celor ce se bazează pe noi. Copiii se bazează pe părinți. Și blând înseamnă să te pui la dispoziția lor. Părinții se bazează pe copii. Părinții care nu se pot baza pe copii e o problemă, dar nu la ei, ci la copii. Deci, reciproc, trebuie să fie ceva ca să ne putem baza unii pe alții. Și blândețe înseamnă să mă pun la dispoziție. Ca și copil, să mă pun la dispoziția părintelui, bun înțeles, am familia, dar trebuie să am grijă și de părinți, pentru că Biblia spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să fii fericit și să trăiești multe zile în țara pe care Domnul Dumnezeu ți-o dă de moștenire.
Nu ne putem folosi puterea în mod arogant sau cu scopul de a răni, ci trebuie să ne folosim în modul pozitiv, ca să fim la dispoziția unii altora. Citez aici Matei 5:5, unde Domnul Iisus spune: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și la fericirea aceasta, Stanley Jones spune următorul lucru: savantul cu atitudine mentală blândă moștenește lumea faptelor. Un savant, cât rabdă el, cât stă el, cât face experiența aceea, poate de 100 de ori, poate de 1000 de ori, până când reușește și obține la ce s-a gândit. Și el moștenește lumea faptelor. S-a întâmplat ceva interesant în Franța. A fost și la noi un vot pentru cel mai mare român. N-am urmărit emisiunile acelea, poate o parte din ele, dar când a fost în Franța, cu mulți ani în urmă, faptul acesta, când a fost chemat la vot francezii să voteze pe cel mai mare francez al istoriei, foarte interesant, nu l-au votat pe Napoleon I, ci l-au votat pe Pasteur, chimist și biolog francez. Francezii au constatat că mai mult le-a dat Pasteur. Vedeți, omul blând care a rămas în laborator, a studiat, a inventat și a aplicat. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Domnul să ne ajute. Amin. Să ne punem mereu la dispoziția altora. Domnul să ne dea putere să avem dragostea de la Duhul Sfânt sub control. În același timp să trăim și în modestie și tot ceea ce este de la firea pământească să lăsăm sub controlul Duhului Sfânt și Domnul să ne ajute să putem trăi această calitate, virtute creștină în viața noastră. Amin. Amin. Aplicarea blândeței. Vreau să vă arăt trei domenii sau în trei sfere aplicarea acestei roade a Duhului Sfânt și apoi aș vrea să citim câteva versete în care sunt prezentate niște porunci vis-a-vis de blândețe. Cum aplicăm blândețea sau cum aplică Duhul Dumnezeu blândețea în viața noastră la anumite situații? În Matei 11:29 spune Domnul Iisus: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum se aplică blândețea? În primul rând, să nu devenim ofensivi când sentimentele noastre sunt rănite. Ați avut sentimente rănite? Ați avut. Ați avut. Și am avut. Și vom avea. Cum am reacționat? Cum reacționăm? Cuvântul biblic ne spune că blândețea ca roada a Duhului Sfânt se aplică în noi în felul următor. Când sentimentele noastre sunt rănite, nu devenim ofensivi. Domnul Iisus este arestat în Ghețimani. Petru devine ofensiv. Firea lui impulsivă a luat sabia și a dat și a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. I-a tăiat urechea dreaptă. Și Domnul Iisus îl mustră: Petre, nu, te rog frumos, spune sabia la locul ei. Pentru că toți care scot sabia de sabie vor pieri.
în fața sentimentelor rănite, frașilor, să nu trecem la ofensivă. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de relația de frate în biserică, coleg de muncă sau altă persoană. Cred că unii dintre dumneavoastră ați auzit de predicatorul pentecostal american John Hedy. Cred că așa cum predică într-o biserică din San Antonio, statul Texas. Ascultați ce spune el în legătură cu problema aceasta vis-a-vis de viața de familie. Ascultați-vă. Soție, ești blândă cu soțul tău? Soțul tău este liderul ordinat al casei tale. Dacă îl tai în bucăți, familia ta se va ruina. Copiii tăi ți se vor sui în cap și te vor blestema. Soțule, ești blând cu soția ta? Biblia nu spune schimbă-ți soția. Ea spune, soțule, iubește soția și onorează-o, dându-i cinste ca unui vas mai slab. Deci, în familie, blândețea o rodește Duhul Sfânt în felul acesta. Când sentimentele tale de soț sau de soție au fost rănite, nu treci la ofensivă, ci ești gata să rabzi, să înțelegi. La fel când e vorba de copii, relația părinte-copii, nu treci la ofensivă. Așa vrea Duhul Dumnezeu, ci să rabzi și să lași pe El să lucreze. Și faptul acesta se aplică și în relațiile cu ceilalți din jurul nostru. În al doilea rând, aplicarea blândeței. Să nu căutăm cu tot din adinsul să avem întâietate. Deci Duhul Dumnezeu lucrează blândețe noi în sensul că să nu căutăm ca întotdeauna noi să avem întâietate. Epistola a treia a lui Ioan. La versetul 9. 3 Ioan, versetul 9. Ascultați-vă rog. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi, de apostoli. Aici e mândrie și egoism la Diotref. Blândețea pe care o rodește Duhul Sfânt mă face pe mine sau pe tine, chiar dacă avem niște calități deosebite, să nu căutăm ca întotdeauna să avem întâietate. Oare în Gurbeniu, în Călaș, în Turca și în alte locuri au fost oameni de felul acesta? Au fost. Să fim cinstiți. Au fost. Poate că mai sunt. Știți ce s-a rugat odată un frate din comitet? S-a rugat în particular, dar a mărturisit la cineva. Și așa s-a auzit până la noi. El se ruga așa, Doamne, fă ca întotdeauna la comitet eu să am dreptate. Asta nu-i mai blândețe. Știți ce se întâmplă? Nu trebuie să cred că numai mie mi-a dat Dumnezeu înțelepciune. O dat și la alții. O dat și la alții. Și de multe ori, omul fără carte are mai multă înțelepciune decât omul cu carte. Deci, în al doilea rând, cum se aplică blândețea?
să căutăm, să nu căutăm cu tot din adinsul, ca noi să avem întrebarea. Al treilea aspect, în aplicarea blândeței, să nu căutăm să fim considerați glasul autorității. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 8. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 8. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Nu știu de unde Pavel a cunoscut numele la cei doi, Iane și Iambre, erau magicieni al lui Faraon în Egipt. Și când a venit Moise și a prezentat, uite, planul Domnului, ăștia, prin magia lor, au făcut și ei lucruri pe care le-au făcut Moise. Și atunci, noi suntem autoritatea. Și Faraon a ascultat de ei. Dar ei nu știu că Dumnezeu este autoritatea. Nici Faraon nu știu că Dumnezeu este autoritatea. Și atunci, aplicarea blândeței la noi. Să nu căutăm să fim considerați glasul autorității. Că numai cum zic eu, asta e voia lui Dumnezeu. Să nu considerăm lucrul acesta. Vă citesc la Romani, pentru lămurire, acestui adevăr, Romani, capitolul 12, versetul 3 și versetul 10. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Frașii și surori, ne evaluăm. Dar spune Pavel aici să fim atenți când te pui în cântare, să nu te crezi mai greu decât ești. Să n-ai părere prea înaltă despre tine, să-ți vezi locul și să-ți vezi nivelul, simțiri cumpătate despre tine. Eu mă pot încadra aici sau nu mă pot încadra aici. Așa, și atunci să nu căutăm să fim considerați glasul autorității. Autoritatea este Dumnezeu și mereu trebuie să spunem, dacă va fi cuvântul lui Dumnezeu, vom face cu tare și cu tare lucru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci să nu uităm aplicarea blândeței. Să nu devenim ofensivi când sentimentele noastre sunt rănite. Să nu căutăm cu tot din adinsul să avem întâietate. Și să nu căutăm să fim considerați glasul autorității. Porunci legate de blândețe. În încheiere. Prima poruncă, Iacov 1:21. Iacov 1:21. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Exemplu. A venit profetul Natan la David după ce a păcătuit și i-a adus cuvântul lui Dumnezeu. Și David a fost pus în fața situației să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și când Natan îi spune, tu ești omul acela, ce face David? Am păcătuit împotriva Domnului. Știți ce înseamnă asta? Primire cu blândețe a cuvântului lui Dumnezeu. E poruncă să primim cu blândețe.
Chiar dacă nu-ți place de mine care predic, sau nu-ți place de alt predicator, dacă este cuvântul lui Dumnezeu, primește-l. În Matei, capitolul 23, versetul 3, spune Domnul Iisus următorul lucru. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Vorbește de cărturari și de farisei. Frați și surori, chiar dacă ar fi un fariseu cel care predică, mă știu, preot, păstor sau papă sau cine o fi, dacă spune un cuvânt bun, primește-l. Nu te uita la fața lui. Primește cuvântul. E porunca. Și asta vorbește de blândețe. Primiți cu blândețe, primirea cu blândețe a cuvântului Sfintelor Scripturi. O altă poruncă. 1 Petru 3:15. Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, cu blândețe și teamă. Deci când trebuie să mărturisești de credința ta, e cineva care te ocrește, e cineva care te persecută, răspunde cu blândețe. Au fost oameni în contexte, să zicem, negative și s-au bătut în piept. I-au spocăit. Ei, dar ce-a urmat? Și l-au căzut la examen. Fii blând. Nu te da mare că ești pocăit, că nu știu ce. Fii blând. Răspunde cu blândețe. Au fost ofițeri, doi ofițeri, am citit, în cartea fratelui Traian Dorz, Hristos, mărturia mea. Unul, când a plecat de real de acasă, plângând, l-a îmbrățișat pe fratele Traian Dorz. De ce? Răspundea cu blândețe. În legătură cu nădejdea pe care avea în Domnul Iisus Hristos. Doamne, dă-ne înțelepciune și în asemenea situații. Amin. O altă poruncă referitoare la blândețe este în Galateni 6:1, doar o amintim, să ridicăm pe cei căzuți cu blândețe, să ridicați cu Duhul blândeței. Nu cu atitudinea măi, ce știu eu, și pe tatăl tău știu cine a fost, nu așa, frate dragă. Ne pare foarte rău, te iubim, biserica te iubește, îți vrem binele, te rugăm frumos, hai la biserică. Uite ce-ar fi bine să faci acum, vedeți? Cu Duhul de blândețe. E poruncă și în privința aceasta. Slujitorii Domnului să fie blânzi. La 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24-26, nu insistăm asupra, așa, câteva versete acolo. Apoi, manifestarea blândeței prin toți și peste tot. Versetul 5 din textul nostru. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Domnul este aproape. Pavel nu spune coeficientul tău de inteligență să fie cunoscut de toți. Puterea ta fizică să fie cunoscută de toți. Averea ta să fie cunoscută de toți. Nu spune asta. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Frați și surori, colegii noștri văd blândețe noi. Consătenii noștri văd blândețe noi. Vecinii noștri văd blândețe noi. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Adică un creștin blând, oriunde ar fi, el rămâne la fel blând. Și dacă e la lucru, și dacă e în stațiune, și dacă e pe arena de fotbal spectator, și dacă e fotbalist,
Și dacă e nu știu ce, el rămâne blând. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și închei cu lucrul acesta, e poruncă să învățăm blândețea de la modelul perfect, Domnul Iisus. Matei 11, 29. Învățați de la mine. E poruncă. Învățați de la mine, căci eu sunt plin și smerit cu inima. Deci avem nevoie să ne uităm la Domnul Iisus Hristos pentru ca să învățăm această calitate a blândeței. Billy Graham, evanghelistul american, în cartea Duhul Sfânt, spune așa: blândețea poate fi semnul cel mai palpabil al tăriei care lucrează în noi. Blândețea, semnul cel mai palpabil al puterii Duhului Sfânt care lucrează în noi. Foarte interesant. Stanley Jones îl citează pe Napoleon. Și Napoleon a spus așa: există doar două forțe în lume. Spiritul și sabia. Și spiritul învinge întotdeauna sabia. Spiritul învinge întotdeauna sabia. Roada Duhului Sfânt este blândețea. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu a venit în noi. El nu forțează nota. El nu ne ia așa să ne prindă de mână și cu cealaltă să ne cioplească și așa mai departe. Ne lasă să alegem, este acolo, ne îndeamnă, ne cercetează, ne spune ce este bine și ne ajută în toate lucrurile acestea. Și El dorește să vorbeze în noi și această roadă a blândeței. Mă rog în dimineața aceasta ca în situații în care n-am fost blânzi, Dumnezeu să ne iertă. Personal, mă rog Domnului, când am fost violent, când poate am răspuns cu mânie și n-am fost blând, Dumnezeu să mă ierte. Și Dumnezeu să ne ierte pe fiecare. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere să ne lăsăm în mâna Duhului lui Dumnezeu pentru ca să modeleze caracterul nostru în așa fel încât blândețea să fie vizibilă în noi și celelalte aspecte ale roadei Lui să fie vizibile în noi. Și dorim ca în toate, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Să înviem cu rugăciune. Tatăl nostru, și dimineața aceasta putem spune că a fost un har din partea Ta. Fiecare persoană care a venit în casa Ta a venit la îndemnul Duhului Sfânt în casa Ta. Simeon a fost mânat, a fost îmboldit de Duhul Tău să vină la templu și a venit. Am ascultat șoapta Duhului Tău și în această dimineață și fiecare din noi am venit înaintea Ta. Îmi mulțumim că ne-ai primit pe fiecare și mulțumim că privești spre fiecare dintre noi cu dragoste. Mulțumim că dorești binele nostru al fiecăruia, atât al copiilor, cât al tinerilor, cât și al celor în vârstă. Doamne, în această dimineață ne-ai dat cuvântul Tău și ne-ai adus aminte că Duhul Tău a fost trimis pe pământ, în viața bisericii și a fost trimis și în viața noastră. Ne-ai învățat că Duhul Tău are și rolul acesta de a rodi și roada aceasta nu poate să vină de la fire. E o roadă dumnezeiască. Numai Duhul Tău poate rodi adevărata dragoste și bucurie și pacea aceea care întrece orice pricepere și bunătate și facere de bine și blândețe și înfrânarea poftelor. Doamne Iisuse, mulțumim că ai fost așa de blând pe acest pământ. Ai fost mielul divin care te-ai lăsat prins și te-ai lăsat junghiat pe lemnul de cruce. Doamne, slăvit să fie numele Tău! Ne chem să învățăm de la Tine să fim și noi blânzi. Și, Doamne, vrei ca Duhul Tău din noi să rodească blândețe. Doamne, nu putem spune că n-a rodit niciun pic de blândețe. Este ceva blândețe în noi.
dar tu vezi câtă este și, Doamne, personal și, mă rog, și pentru frații mei, cei care nu întotdeauna am trăit cu blândețe, am fost ofensiv, am rănit sentimentele altora sau, Doamne, n-am răspuns cum trebuie de nădejdea care este în noi. Te rugăm frumos, Doamne Iisuse, iartă-ne. Te rugăm să te atingi acum de viața noastră. Și, Doamne, Duhul Sfânt pune control de plin pe noi, pe sentimentele noastre, pe voința noastră, pentru ca să ne luptăm tot mai mult și să-ți dăm voie ca tu să rodești blândețe în viața noastră. Te rugăm frumos în viitorul nostru, în situațiile care vor veni, Doamne, luminează-ne, ajută-ne să rămânem smeriți la picioarele tale și lucrează în noi roada ta cea minunată. Încă o dată ne rugăm pentru sora, pentru familia sorei Mărioara Moșului. Doamne, cercetează-i. Doamne, ei nu te cunosc. Am văzut aseară că unii din familie au primit niște cărți. Doamne, lucrează viața lor. Cercetează-i cu ocazia priveghiului și a mormântării. Adu, Doamne, mântuire în viața lor. Cercetează și alte suflete, Doamne, nemântuire și adu mântuire. Tată bun, te rugăm să reprimești pentru numele scump al Domnului Iisus. Amin. Până aici a fost timpul de adunare a bisericii. Mulțumim Domnului. Domnul să fie slăvit în toate. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă. Liberă, reamintesc încă o dată, priveghiul la ora 7.